ședința de îndată Consiliului Local al Municipiului Turda de astăzi, 28 decembrie 2018. La această ședință participă un număr de 13 consilieri locali, în totalul de 20 în funcție. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna Bărba. Stimați colegi, stimați colegi, deci am deschis ședința de îndată Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 decembrie 2018. S-a atestat de faptul că ai plătit atâta bunuri la Brașov, la unde am fost, așa mai departe.
stare de semnătură, lumea aduce numărul de locuitori care beneficiază de serviciu pe care comunale îl prestați. Că atunci așa ne putem face următoarea figură. Împărțim cantitatea totală la numărul de persoane și îl înmulțim cu tarif. Că ce se întâmplă? Din 2020 nu mai poți să împărțești 30 la 80, că trebuie să valorezi la 80. Și atunci să vedem la ce faci referire. Da, să trăim mai bun în 2020, în fiecare zonă la biserică, să scapi voi din 2021, să dai Dumnezeu să mai întoarcă într-un mandat, să dai Dumnezeu să mai întoarcă mandat, să scapi voi, adică la toată capul primar, să nu vă mai văd pe aici. Să nu vă mai văd pe aici. Prestație slabă, locuitorii mi-a furat în cap, în continuu, și acum am venit cu fel de fel de pretenții și jocurile. Vreau să plecă prin sărbătorului de anul nou, să vrea Dumnezeu sănătate și la mulți ani, dacă nu am luat documentele în rezervă dreptul, să mă adresez organelor de poliție. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc!